Orașul Vânju Mare este un șantier în lucru și asta datorită implicării autorităților publice locale și sprijinului acordat de președintele Consiliului Județean Mehedin Țela din Georgescu, orașului natal. În prezent vorbim despre cel mai amplu proiect de asfaltare a străzilor din Vânju Mare, care este pe ultima sută de metri. Alexandru Mijaichi este un primar performant și implicat, care a înțeles doleanțele cetățenilor din zonă. Astfel, în orașul Vânju Mare, astăzi a fost turnat cel de-al doilea strat de asfalt pe strada din fața clădirii fostului Spital Orășenesc și a primăriei Vânju Mare până la intersecția cu strada Târgului, ultimul tronson din cadrul proiectului în valoare de 28 de milioane de lei, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2. Pe lângă faptul că s-au reabilitat 45% din străzile orașului, s-au refăcut trotuarele, rigolele, astfel că pe lângă utilitate, orașul are acum un aspect mai plăcut. Azi, la Vânju Mare, pot să vă spun că se asfaltează ultimul tronson din prima parte de proiect, adică aproximativ jumătate din oraș. Așa cum vedeți, bucata care se asfaltează astăzi se toarnă în stratul 2, urmând ca mâine să se termine, așa cum spuneam, ultimul tronson din partea aceasta de proiect, urmând să finalizăm lucrările prin marcaje, prin acele semne rutiere și tot ce mai ține de proiect. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țela din Georgescu a demonstrat că se poate face performanță administrativă în folosul cetățenilor și că doar cu dăruire, muncă și implicare poți să îmbunătățești viața celor care te-au ales să îi reprezinți. Acesta este mereu alături de oameni și atent la nevoile lor. Consiliul Județean Mehedin și-a adus atribuția de fiecare dată la proiectele esențiale pentru mehedințeni. În perioada următoare, orașul Vânju Mare va beneficia de fonduri în cadrul programului Angel Saligny pentru reabilitarea străzilor care nu au fost prinse în acest proiect. Proiectul privind asfaltarea jumătate din străzile din orașul Vânju Mare, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, se apropie de final. Mai sunt câteva străzi pe care urmează să se toarne al doilea strat de asfalt, respectiv stratul de uzură, urmează să se facă marcajul și în maxim o lună de zile a trebuit să se facă recepția la terminarea lucrărilor. Este cel mai important proiect privind infrastructura în orașul Vânju Mare, implementat aici de la Revoluție până în prezent. Mă bucur că această investiție a început pe timpul guvernării PSD prin finanțarea acestui proiect prin PNDL 2. Pentru locuitorii orașului Vânju Mare, bucuria este mare și va fi la fel de mare și pentru cei care locuiesc în cealaltă jumătate a orașului, în condițiile în care în perioada următoare orașul va beneficia de fonduri pentru a se asfalta și celelalte străzi. Tandemul Aladin Georgescu-Alexandru Mijaiche a reușit să atragă investiții importante în toate domeniile în orașul Vânju Mare, iar oamenii de aici beneficiază de proiecte care contribuie la dezvoltarea nivelului de trai din această zonă.